Ce mama mă zi mă, Irșiram în gel, nu spune că îmi dă oante și mă bagă, no. Bă, bă, nu no. Pe clip. Sau de atași mei prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Suntem pe rpgbigzone.ro și ne-am spawnat în sediul unei mafii. Nu, stați liniștiți, nu intru la war, astăzi nu mergem la war, deși am avut din partea... Nu suntem un HQ de mafie, am nebunit, suntem un HQ de clan. Dar suntem acolo de mafie, dar vispa. În fine, am dat fail. Revenind, în momentul de față, deși mi s-a spus că pot intra la war, am zis nu, nu intru la niciun war. Mersi frumos, nu intru la niciun war pentru că nu mă pricep la arme și oricum nu o să uite nimeni și nici eu nu m-aș uita la mine jucând la war acum. Dar dacă tot doriți neapărat la war, scrieți-mi vă rog frumos în comentarii dacă doriți să mergem la war și cu siguranță vom merge la war. Astăzi l-am alături de mine pe un abonat foarte vechi și foarte serios, anume Mădălin. Salutare, Mădălin! Salutare, YouTube! Salutare, Swift! Bine v-am găsit azi! Chiar deținătorul acestui cont. Mădă, ce poți să ne spui despre tine? Deci, sunt un băiat din Buzău. Așa ca introducere. Sunt pasionat de fotografiat, de fotbal în special, de sporturi, diverse sporturi, ciclism și, da, foarte mult cu bicicleta, în general, sporturi care implică bicicletă. Ok, deci ești la fel de pasionat ca și mine. Și eu fac tururi cu bicicleta mari, 50 plus kilometri. Exact, da. Merg foarte, foarte des pe bicicletă și tot timpul. Adică înainte a fi șofer, sunt biciclist, ca așa am fost și în ordine cronologic. De curând am început să fac trasee pe munte. Înainte făceam doar pe asfalt, trasee care încojurau orașul. Ce bicicletă ai? Momentan mi-am luat un Rock Rider ST120. Da, pe bune, jură-te că este 120. ST120. Ăla pe gri sau ălălalt? Albastru cu negru. Albastru. Modelul original. Ah, albastru cu negru. Pe care l-ai? Eu l-am pe ăla portocaliu cu gri. Frate mi și-a luat ulterior ăla verde, dar ST520. Da, știu pe următorul, știu, are frâne hidraulice. E cu altele, da. E nebunie cu ăla. Deci e o bicicletă genială. N-am schimbat la ea lanțul de 2 ani jumate și am mers cu ea că peste 6-7000 de kilometri și efectiv n-am schimbat nimic la ea și merge impecabil. Și transmisia aia nouă viteze e genială. Băi, da. Dar suntem... Zi, te rog. Mie mi-a trecat schimbătorul și a trebuit să schimb doar pentru că am mers pe un teren foarte accidentat și m-a implicat diverse modificări. Asta e altceva. Da, mă scuzați, o să avem o discuție cu Mădă cu siguranță după acest clip de astăzi în care o să discutăm de biciclete. Dar hai să revenim la oile noastre pentru că suntem aici pe Samp, unde Mădălin este în Avis Parifa și are rank 3. Și Avis Parifa este... are 0 turf, credeam că o să mă laud că e pe locul 1. Deci putem fi recunoscători că ne ținem foarte bine cu alea 0 turf. Da, exact, e o consecvență, nu te ții cu 0 turf continuu. Păi da. De la începutul lunii le ținem, adică e de apreciat lucrul ăsta. Da, trebuie să apreciem faptul că Mădălin are o colecție impresionantă de mașini, anume vreo 34 de mașini. O să stau să trec prin toate. Am văzut-o pe prima care mi-a sărit în ochi, anume Flatbed, pe care o să-l spawnăm și la care o să mergem. Dar înainte de a face chestia asta, Mădălin mai are ceva foarte interesant, anume are skill maxim la niște joburi interesante. Joburi, mă rog, rob nu e un job, arms dealer, lawyer, atenție, și are la arheologist skill 10. Skill 10. Băi, skill 10 arheologist, cred că... cât ți-a luat să-l faci? Deci, nu l-am făcut cum ar crede toată lumea, job, mă duc direct, fără skill pentru mine. Inițial am luat un skill cu 25 skill-up, pe care l-am vândut ulterior, și am folosit două job skill-up-uri. Dar mi-a luat aproximativ 14 sau 15 zile. Dar m-am încercat foarte mult în timpul ăla. Păi stai mă, că și cu două job skill-up-uri, tot e mult, până adică... Tot e mult. Da, ideea a fost că am avut un skin care mi-oferea un avantaj considerabil față de ceilalți jucători. Ce adică, skin? Un skin cu 25% șanse de a-ți da dublu skill-up. Pe bune? Da, un skin foarte bun. Ia să știi skin-ul ăsta ce ai, War Health Bonus, asta e de War, extra 30. Da. Așa, și health. Mai am unul de rob. Dar pe ăsta e destul de bun ce-ai tu aici. Da, e vreo 14-15 kk. Dar asta e foarte bun, nu că e bun, e foarte bun. Da, știu. Accept points ai și acum văd câte lawyer-uri ai. Trebuie să-ți iei job-ul. Da, ai 3 din 5.
Putem cumpăra pe video. Cât, cu cât să dă un free aici, ca să, cu cât zici tu că atât îl dau? Eu de obicei le dau cu 15 doar ca să scap de ele, pentru că nu am nevoie de bani. Poți să uiți în bancă, vezi bani. Am... Cât nu ai în bancă? 40 și ceva de caca. Cât? Ia uite. Nu, e ok, că dacă iau sume de alea colosale dădeam staza, nu mai dau stați acum ca să cenzurez după pe video. Păi da. Deci dau de obicei cu 15, dar pot să încerci cu 20. Ce să încerc, că n-are niciunul bani, ești nebun, dau free la toți și n-are niciunul bani în mână. He can't afford this offer, așa e la toți. Nu merge, n-am ce să le fac. De roburi. Îmi iau job înainte de rob, dau după. N-am ce să fac asta, deci la revedere lawyer-ul, deși voiam să dau un free astăzi, la revedere cu... A, uite unul cu Wanted 6. Cred că o să-i dea arest acum. A, uite-l. Domn cu Wanted 6 i-a dat arest. Free, 310, 15k. Hai, acceptă, dăm și noi un free pe filmare. Și cu cât e ăsta lawyer-ul de obicei? Îl dau cu 10k la oameni. Deci, nu, îl las pe slip. Și mi se... Ce naiba, mă, bă, mi-a luat ăsta drogurile. Ce mama mă zi, mă, ierșiream în gel. Nu spune că îmi dă Wanted și mă bagă. No. Bă, nu, no. Pe clip. Ai bail-uri, ai bail-uri, nu pe da. Ia uite-l, mă, și tu, ia uite-l, mă, mâncați-ești gura ta. Bă, bune. Da, som puii mei, free bail, las-o-mi puii mei, vine omul în jail, dai și confiscate și Wanted și pe mama și pe tata și pe toate. Ia, fii mulțumit, Swift pe cont, oricum pe ăsta știu, e coleg cu mine, dacă ai idee. Frate. Pă bune. Așa, revenim. Ce vorbeam, ce ziceam, mă, dă? Despre mandate, cum iau mandatele. Na, lasă lasă mandatele, hai să vorbim despre mașinile astea multe pe care le ai tu aici. Am uitat de flatbed, hai să mergem la flatbed, pentru că ăsta cu siguranță e ceva șmecher. Și tu poți să mergem la arheologii să facem o tură, să vedem cât iei la skill 10. Ai ceva job boost, cont premium? Cont premium am, câteva zile, de fapt cred că o lună. Ok. Și atât. În timpul maratonului s-au făcut foarte mulți bani la arheologii. Adică excesiv de mult bani la arheologi. De ce în timpul maratonului? Ceva bonus sau ce era cu... Strânsesem gold pentru maraton pro, îmi luasem versiunea pro și aveam și un skin care mi-a oferea tot așa, bani mai mult la job, plus cont premium, făceam undeva la 45 de capătură. Aha, adică... ci că aveai numai 12 grame de droguri, deci ai scăpat ieftin, zice colegul meu, Ibracadabra. Deci am scăpat ieftin, am spune. Da, la salutare, Ibracadabra. Oricum nu știa că sunt eu pe cont, dacă știa probabil te lăsa, da. Ca idee. Ia uite, mă, flatbed-ul ai și cu nos și cu roți. Tot. Toate mașinile sunt full tune. Uite, de exemplu, poți da information pe NRG-ul meu, NRG-ul ăla pe care îl vezi, e mașina cu vehiculul cel mai bombă detalii din colecția mea. NRG-ul zici? Da, uite-te la detalii puțin, nu știu. 43.000 și 3.809 de zile? Da, undeva la 10 ani. Stai liniștit, stai mă, că vei să-ți dau stați pe infernusul meu? Cât are? 5.400 de zile, nu mai știu, e primul ceva gen prin primele infernusuri de pe server. Oh. Da, ia mai zic ceva, mai zic ceva acu. Da, așa e, mă închid gură. Ți-am închis, face, cred că mi s-a zis de oameni, că habar n-am primit cadou. Cred că face în jur de, ce mi ziceau oamenii cu cât să vând vehiculele ăștia care se pricep, în jur de 20. Oh, 20, da, să știi. Da, dar ți-am zis, e foarte, n-am primit cadou, eu n-am mai cumpărat, n-am mai făcut, oricum n-am primit cadou majoritatea, casa, banii, tot. Ia zice... Bravo, unul dintre avantajele să fii YouTuber. Ia zice, bine să fii YouTuber. Normal. Dar fii atent, dacă vrei să fii YouTuber, îți asumi și riscul. Că vine și cu riscuri. Da. Corect. Da, și la capitolul riscuri de a fi o persoană cunoscută, și aici nu mă refer neapărat din YouTube, mă refer din și alte activități pe care le fac eu, aici mă refer actoria pe canal, de la capitolul care sunt riscurile, aș face o listă foarte lungă, dar nu acum sunt, nu sunt dispus pentru a face asta pe clipul de astăzi și cu siguranță părțile pozitive le întrec pe cele negative, pentru că faci cu dragoste și cu pasiune, bineînțeles că vor exista chestii negative în orice chestie o faci în viața asta, dar pentru mine pasiunea și dragostea pentru ceea ce fac și pentru sfera publică este net superioară dezavantajelor, să zicem așa, pentru că cu siguranță vor fi și dezavantaje. Ia zi tu un dezavantaj, că sunt foarte curios cum gândești tu, din perspectiva ta.
Deci, după părerea mea, momentan nu pot să-mi dau un argument foarte susținut cu idei, doar că aș putea spune un prim dezavantaj e faptul că trebuie să fii consecvent și constant în ceea ce faci. De exemplu, pot exista videoclipuri în care nu ai suficientă susținere sau nu atingi targetul. Ok, dar ăsta nu e un dezavantaj, asta trebuie să faci ca să îți fie bine să nu te lași, adică o chestie ca să te menții. Dar menții nu e un dezavantaj, dezavantajul e o chestie rea care sau negativă care se întâmplă. Se întâmplă indiferent dacă vrei tu sau nu. Voiam să zic că asta ar fi o parte mai nasoală, că trebuie să fii consecvent indiferent de ceea ce te întâmplă. Înțelegi? Dar ca dezavantaj ai zice că ești persoană publică, nu știu, că mă gândesc așa, că fiind persoană publică sunt șanse să se întâmple lucruri de care nu ești mândru și după aia primești prejudecăți, nu știu, aici la ranguri mai înalt. Înțelegi? S-a întâmplat și mie, dar hai să zic eu una rapidă. Dar rapidă. Atunci când ești o persoană publică, prima chestie, cea mai importantă, care vine mie acum în cap, ține cont că oricând, în orice situație și poate atunci când te aștepți mai puțin, să poate să ieși pe stradă și să fii nepregătit. Și nepregătit asta înseamnă din mai multe puncte de vedere. Nepregătit vestimentar, nepregătit ca și atitudine, nepregătit cu cine ești, adică poate să te prindă cineva care te cunoaște sau o situație te poate prinde nepregătit. Adică să zici, oricum mă duc până la magazin și înapoi cine mă cunoaște? Ies niște șlapi și mă întorc înapoi, cine mă cunoaște? Da? Și s-a întâmplat chestia asta și vine cineva și zice, asta doar așa un exemplu pe loc. Vine cineva și zice, te cunosc, faci și eu o poză, te rog, for fuck's sake, sunt pijamare și în șlapi. Adică m-am învățat că și dacă mă duc până la mine la Mega și înapoi, care este la fucking 30 de secunde de casă, nu ies în șlapi, ies îmbrăcat bine. Da, și vin în casă și mă schimb din nou. N-am ce face, frate, nu i-am făcut regulile lume. Da, asta cred că e principalul dezavantaj în a fi persoană publică. Da, în fine, asta să mai împart cu voi anumite chestii. M-am uitat ce trebuia să fac. Dig. Arheolog, nu? Nu arheolog, dar nu știu ce trebuia să dau. Braș. Braș, dar nu mai știu mai departe care erau pașii. Deci, dai work acolo. Dar nu știu, dar am uitat care trebuie să-mi pași aici, mamă. Nu contează. Deci am 10, ai 10 încercări, sigur le nimărești din 10. Adică. Gata, eu dig correctly. Gata, hai mai dăm. Deci dig, clean, deliver. Deci dig, clean e următorul. În fine, eu o să pun acum o mică pauză până voi face toate sau nu știu dacă toate, în fine, până voi face câteva ture aici la arheolog, astfel încât după să avem inventarul full și să îl vindem, timp în care eu vă vorbi mai departe cu mădă despre biciclete, mai mult ca sigur. Punem o pauză, revenim în curând. Bada bim, bada bum. În cele din urmă am terminat la arheolog, vă spun sincer, fratele vostru n-a avut răbdare să facă 10 artefacte de astea sau cum le zici, așa că am făcut numai 5, să vedem câți bani primim pe 5 artefacte din astea la arheolog. Moment, pauză în care eu cu mădă, ia zi mădă, ce am făcut noi în pauză? Am discutat despre toate problemele la modelul ăsta de biciclete și toate avantajele, putem pune așa. Deci am dezbătut bicicleta noastră. Dar nu se poate, a despicat-o în 14. Dacă vreți să o vedeți și voi, dacă sunteți interesați, este 100, Rock Rider este 100 de la Decathlon, puteți să vedeți acolo. Este, știi de la ce vine? Știam într-un timp când am luat-o, dar nu mai știu. E... De 2 ani. Sunt de la ce poate să vină? De la... Nu mai știu. Sport Trail, mă. Sport Trail, da. Că e sportivă, gen poziția pe ea e sportivă. Da, atletic așa. Da. Deci bicicleta după episod, da? Vorbim despre bicicletă. Doamne, și-aș vorbi despre bicicleta mea continuu. În fine, mădă, faci ture de arheolog acum după ce ai luat skill 10? Mai faci? Nu, n-am mai făcut de când am făcut skill 10 și mi-am atins obiectiv. Am vrut să fac skill-ul ăla. În cadrul maratonului am făcut. Când a fost maraton, pentru că primeai niște bonusuri, 45-50 de K. Și erau, adică, o sumă mare de bani. Deci, oricum, te-ai liniștit cu jobul. Da. Upgrade sell, ala sell. Ia, basic payoff 5K, total payoff 12,6. De unde total payoff-ul ăsta? Adică, mi-am mai pus încă 6. Ai avut ghinion în ghinionul lui. De ce? Pentru că te-a aplicat cele mai... comune artefacte, nu ți-a picat mai nimic rar.
Na, oricum. Iau vreo 12K. A, oricum, 12K,6 pe numai 5 artefacte, nu pe 10. A, pe 5 da, pe 5 e ok. Da, e bine. Da, e ok. Da, băi, fraților, și asta a fost de pe contul lui Mădă astăzi, un pic de arheolog, un pic de lawyer, am făcut un pic din toate, să zicem așa, și astăzi clipul se apropie încă o dată de final, după ce am mai filmat încă un clip pe care l-ați văzut anterior, filmez și clipul ăsta, deci azi, mă rog, în momentul ăsta am filmat două clipuri și subiectul vostru este cam obosit, este ora 6:30 seara, parcă mă cheamă un pic bucătăria aia, un pic și mațu, așa că mulțumesc frumos pentru toată atenția acordată și că sunteți astăzi și mereu alături de mine. Îți mulțumesc, Mădă, pentru că ai fost astăzi alături de noi. Nicio problemă, oricând e nevoie, ne sacrificăm. Și până data viitoare! La revedere! Stay close, bye! Stay close.